Doamnelor și domnilor, ne aflăm în cartierul Sebastian, unde vreau să vă prezint un apartament de 4 camere pe care l-am în portofoliu la vânzare la etajul 6 din 8. O să vă prezint un pic zona. După cât vedem, aici se pun pavele noi, se lărgesc trotuarele, totul este într-o continuă dezvoltare a zonei. În partea aceea avem Parcul Sebastian și 13 septembrie, șoseaua Sebastian. În acea parte, avem Calea Rahovei. Apartamentul pe care l-am de vânzare este în acest bloc. Cum ziceam, etajul 6 din 8, o să vă prezint un pic intrarea în bloc și după aia din apartament. Este intrarea în bloc, foarte civilizată, văruită, avem rampă pentru persoanele cu handicap. Da, ok, văruit, frumos, aranjat. O să vedeți un pic și intrarea din spate a blocului. Da, civilizat și pe aici. Locuri de parcare. Ne vedem din apartament. Asta este liftul. Ne aflăm la etajul 6, am zis. Avem aici panou cu contoarele electrice, deci nu sunt în casă. Există țeavă de gaze pe palier în caz că cineva vrea să-și pună centrală termică, dar în zonă nu au fost probleme de căldură și apă caldă. Apartamentul are o suprafață utilă de 90 de metri pătrați, fără balcoane. Da? Există un living, 3 dormitoare, 2 băi, 2 balcoane. Da? Și în continuare o să vă prezint apartamentul. Avem aici ușa de la intrare, acest hol care face legătura între bucătărie, living și celălalt, și restul apartamentului. În față avem bucătăria care are o suprafață generoasă, deci apartamentul este total decomandat și se vinde complet utilat și mobilat. Bucătărie, scuzați deranjul, dar oamenii sunt în curs de mutare. Mobilierul de bucătărie, avem plită, cuptor, da, avem aici și un aragaz clasic pe gaz, aici plită pe electrică, avem de asemenea o hotă, bucătăria este mare, este generoasă. Da. Aceasta a fost bucătăria. Haideți în living. Living, avem 2 canapele extensibile care rămân pe poziție, la fel mobilierul aferent de living, avem un aparat de aer condiționat, caloriferele sunt schimbate, sunt de aluminiu, deci nu cele clasice, da, deci se vinde complet utila mobilă. Sunt 2 mese, aici încă un fotoliu tip balansoar, un televizor foarte mare Samsung, un LCD. Ok, haide să vedem restul apartamentului. Avem aici baia mică, care este cu cabina de duș. Da. Aici avem un calorifer tip Port Prosop. Agresie, faianță, parchet în toată casa. Acesta este holul care delimitează toate cele 3 dormitoare și cele 2 băi. Haideți să intrăm în dreapta, în primul dormitor. Avem aici un pat de 1,60 m x 2, avem parchet, perdele, draperii, un dressing foarte generos cu un loc de televizor. Încă un aparat de aer condiționat, în toată casa sunt 2 aparate de aer condiționat. Avem un balcon, da, mic, nu este închis în termopan, este închis în cornier clasic, deoarece urmează și reabilitarea blocului. Blocul, nu știu dacă v-am zis, din 1987, un an foarte bun. Pe aici, prin hol, multiple spații de depozitare, încă un șifonier. În dreapta aici avem încă un dormitor. În față avem, avem un dressing uriaș.
pe oglinzi, o canapea extensibilă, la fel perdere draperii, termopane de bună calitate, termopane venghe și la aceste uși ale dormitorului și la ușile holului. Aici este și combina frigorifică pe hol și mașina de spălat rufe. Holul este lung, generos. Haideți și în dormitorul cel mai mare, unde avem un pat matrimonial, tot de 1,60 m x 2. Avem un șifonier cu 3 uși. Și acesta mai are și acesta un balcon. Acesta este închis în termopan. Da? Și acum o să vedem și baia. Baia mare cu cadă pe colț, vasul de toaletă. Da? La fel. Eu am fost Ciornei Bogdan de la Cibrio Alimobiliare și vă aștept la o vizionare. Numai bine!